Este necesară o dezbatere cât mai recentă, cu specialiști veritabili, repet, veritabili, ai dreptului penal, de procedură penală și nu numai, pentru a realiza un cod penal și un cod de procedură penală care să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale indivizilor, dar, în același timp, să sancționeze încălcarea legii. Din păcate, în România, la acest moment, avem un președinte care, în opinia noastră, și-a încălcat rolul statuat de articolul 80 alineatul 2 din Constituția României, acela de mediator între puterile statului și nu numai, și de mediator între stat și societate. În opinia noastră, este datoria președintelui României să fie cel care susține revenirea la situația normală. Este cel care să solicite dialogul între toate forțele politice din societatea românească. Din păcate, președintele României a reușit să-i învrăjbească pe români. Este un președinte care, din păcate, spun, iarăși, a incitat și chiar a alimentat protestele. Și acest lucru nu-l face un președinte mediator. Cei care protestează în Piața Victoriei ne întrebăm oare, pentru că au anunțat că o să protesteze în continuare, de ce o fac? Pentru că, așa cum bine știți, guvernul el a abrogat ordonanța pe care a susținut-o cu câteva zile înainte. Manipulatorii de profesie considerăm că nu vor înceta să provoace la nesfârșit. Și ne întrebăm oare ce se va întâmpla cu România. România nu este a unor instigatori care s-ar simți bine să-i pună în niște situații deosebite pe români și care cu siguranță s-ar bucura de răul care s-ar produce. Ne întrebăm oare opoziția care susține de la tribuna Parlamentului, din Piața Victoriei, susține aceste proteste, este pregătită să-și asume pierderile economice, financiare, pierderile de imagine pe plan extern ale României, care sunt cauzate de instabilitatea țării? Eu cred că nu. Ați văzut aseară declarația tranșantă a premierului Grindeanu. Nu demisionează, nu există motiv ca guvernul Grindeanu să demisioneze. A reiterat primul ministru al României că principalul obiectiv al acestui guvern este punerea în aplicare a programului de guvernare.